Despre pasiunea, dăruirea, truda și iarul tinerilor zămislitori de frumos de la Cercul de Pictură din cadrul Clubului Copilor din Jibou s-au spus multe cuvinte, propoziții, fraze, în țară și peste hotare. Și toate la modul elogiativ. E firesc să fie așa pentru că acești talentați copii au deschis cu lucrările lor prima expoziție 3D din țară, au realizat în miniatură Muntele Fuji la Grădina Botanică din Jibou, au executat picturi tridimensionale pe asfalt, au pictat sute de tablouri care le-au adus, în confruntări naționale și internaționale, zeci de premii. Iubitorii penelului și ai culorilor sunt elevi ai școlilor generale și ai liceului din Jibou, care sub îndrumarea profesorului Ionel Baltă dau viață pânzei spre delectarea privirilor noastre. Maestrul Ionel Baltă este mândru de discipului săi și își trăiește alături de ei emoțiile fiecărei expoziții, ale fiecărui concurs, ale fiecărui premiu acordat. Vineri l-am invitat pe profesorul Ionel Baltă în studioul redacției noastre. A răspuns bucuros invitație și a venit însoțit de un grup de copii de la Cercul de Pictură, toți, dar absolut toți, premiați în prima parte a acestui an la concursuri naționale și internaționale de pictură. Zeci de diplome au adus tinerii artiști cu ei, diplome pentru care au depus multă trudă, dar și un strop de suflet. Așa cum ne-am obișnuit, Clubul Copiilor din Jibou aduce în fiecare an, în fiecare trimestru, putem spune chiar în fiecare lună, o sumedenie de premii. Sunt premiile pe care tinerii artiști, le putem spune de la Clubul Copiilor, le câștigă cu truda, cu talentul și cu hărnicia lor. Iată-l acum pe domnul profesor Ionel Baltă, conducătorul Cercului de Pictură de la Clubul Copiilor din Jibou, împreună cu câțiva dintre ucenicii săi, aici la noi în studio, a venit să ne prezinte ultimele premii câștigate la nivel național. E vorba și de nivel internațional? Da, bineînțeles. Vă mulțumim pentru acest interviu și doresc în acest cadru să-i felicit pe elevii mei care, prin dăruirea, perseverența lor, am reușit să obținem rezultate frumoase și în acest an. A fost un an tumultos, putem să spunem, deoarece am început cu primele picturi 3D pe pavaj și asfalt, am continuat cu o expoziție care a fost prima expoziție din România 3D, realizată de către elevi. Și acum avem plăcerea să vă prezentăm o parte dintre premiile pe care am reușit să le obținem până în prezent. Am reușit la concursul internațional de arte plastice de la Chișinău Criș, Cupa Crisius, 17 premii, dintre care unul special, 10 premii întâi și alte premii frumoase. Am reușit de asemenea să obținem la concursul internațional de arte vizuale, am fost șonfi, desfășurat la Sighetul Marmației, 7 premii. Am obținut de asemenea la Arta Dincolo de Timp și Spațiu, desfășurat la Pitești, județul Argeș, 6 premii. Am obținut de asemenea locurile întâi la Festivalul Național pe Fir de Baladă, desfășurat la Târgu Jiu. Am obținut premiul întâi la Mâini de Aur, de la Huedin. Iar acum ne pregătim foarte conștiincios pentru un mare concurs de arte plastice, Nicolae Tonița, unde vor participa foarte multe țări, Japonia, China, India, Pakistan, Spania, Germania, Italia, Franța și România. Vă mulțumim că ați acceptat invitația noastră în studio și vă doresc dumneavoastră și ucenicilor dumneavoastră mult succes în ceea ce urmează, în activitatea și în jocul cu penelul și cu culorile. Vă mulțumim foarte mult și ne străduim ca pe lângă cele 36 de premii obținute în acest an să mai obținem și la acest concurs care urmează să participăm. Vă mulțumim!